Ce înseamnă bumerang pentru tine când trimiți tu bumerangul, da? Bumerang, zici, s-a trimis bumerangul și nu. Tu câteodată trebuie să auzi despre ce e vorba, ce fel de bumerang, în ce constă. Ca să știi, toate trebuie să le auzi, cred că, ca să știi prin ce a trecut sufletelul tău. Și atunci nu mai încape. Să nu îți pară rău, să intre bumerangul, să rezolve tot. Pentru că ți se povestește clar. Tu puteai să nu știi, puteai să fii ținut, ținută, da? Divin, nici n-ai știut ce ți s-a făcut. Da? Din firea părții se povestește tot. Ți se arată bumerangul acesta, zboară acum. Acum e omul mort, stă în pat, întins și îi se face nu știu ce și omul nu știe. Deci omul nu știe, nu știe ce să facă, nu știe, de ce nu știe. Și ți se spune, e sub operație, stă dintr-o parte și vede corpul lui. Normal că nu știe ce să facă, că el e între lumi. Asta a fost super tare, mi s-a părut ca și înțelegere. Da. Da, bun. Despre asta e. Și asta nu înseamnă bine, rău, asta nu înseamnă să te bucuri, să te întristezi, ți se arată, uite prin ce ai trecut, da? Nu atât, energiile încă o dată, nu e omul undeva culcat, undeva te-ai reîncarnat, da? Și ai ceva din trecut, amintirile te răscolesc, te iubesc și așa mai departe. Și ți se povestește, uite ce s-a întâmplat, uite prin ce ai trecut, uite prin ce trece, cine trece, cine a apărut în viața ta și e karmic, nu știu ce vrea să-ți dovedească, să te dea cu capul de nu știu ce, și ți se arată, uite prin ce o să treacă. E? Da. Ți se arată. Și tu înțelegi cam pe unde ai fost și ce ai făcut. Asta nu înseamnă că tu ești mai tare, mai mare, înseamnă că tu, așa ceva, experiențele toate le are omul, un pic plus minus diferit, dar sufletul trece toate experiențele posibile pe pământ, da? Înseamnă că tu ai trecut experiențele astea, le-ai avut. Asta înseamnă nu te bucuri și nu te întristezi. Știi unde e omul, știi ce are de trecut, tu le-ai trecut pe ale tale, ți le-ai făcut, de-aia ai ajuns unde ai ajuns și faci ce faci. Da. Înțeles? Acolo ești. Da. Da, răsturnat. Ok, acolo ești.